Primul balon cu hidrogen construit de fizicianul francez a fost distrus la aterizare de către țărani îngroziți din preajma Parisului. Dacă ar fi crescut temperatura gazului, cum volumul era practic constant, ar fi obținut același rezultat ca urmare a creșterii presiunii. El însă n-a enunțat decât legea transformării izobare, care îi poartă numele. Brâncuș a fost printre cei care și-au dat seama de genialitatea francezului. A părăsit atelierul acestuia justificând: nimic nu se poate înălța la umbra marilor arbori. Noi tot mai credem că e loc pentru toți sub soare. Ne-a demonstrat de ce culoarea cerului e albastră, explicând că intensitatea undei luminoase este invers proporțională cu pătratul lungimii de undă. Dispersia luminii în particulele atmosferice e de 16 ori mai mare în cazul radiației ultraviolete față de cea roșie. La apus, când stratul atmosferic e mai dens, parcă simțim și dispersia luminii roșii. A fost vocea pe care românii transilvăneni doreau să o audă și au auzit-o la 1 decembrie 1918. Ca om politic a fost de stânga. Într-un discurs din noiembrie 1918 le spunea românilor că nu poporul maghiar i-a alungat la marginea pădurii, ci capitalismul, care nu are naționalitate, sau, dacă o are, aceasta este banul. Tatăl Chinei moderne a pus umărul la detronarea dinastiei Qing, transformând țara în republică și devenind primul ei președinte. Pentru puțin timp însă, din cauza atmosferei revoluționare prelungite. Ne-a dăruit Academia Mihăileană și prima gazetă românească din Moldova, Albina Românească. Avea 81 de ani când a plecat la Lemberg să cumpere manuscrisul Țiganiadei lui Budai Deleanu. Astronomul american a inițiat în 1905 căutarea unei planete transuraniene ca urmare a observării unor neregularități a orbitelor planetelor Uranus și Neptun. Nu a mai apucat descoperirea propriu-zisă din 1930, evident nici decăderea planetei Pluto la statutul de pitică în urma unei rezoluții a Uniunii Astronomice Internaționale din 2006. Și aceasta pentru că nu a curățat spațiul cosmic din vecinătatea orbitei sale. Eleganta și distinsă actriță americană a cucerit Hollywoodul pentru ca mai apoi să cucerească inima prințului Rainier. În 1956 a devenit prințesa de Monaco, un câștig pentru monarhie, dar o pierdere pentru cinematografie. Prozator reprezentativ al generației 80-iste, scriitorul născut la Fundulea a înființat împreună cu alți colegi de generație Cenaclul Noii și a câștigat existența ca profesor, ghid turistic, librar sau funcționar. Este probabil cel mai celebru român. Performanța de la Montreal din 1976, când a umilit afișajul electronic ce nu concepea perfecțiunea, a inspirat și jurnaliști, și scriitori, și filozofi, dar mai ales gimnaști. Fostul dirijor și director muzical al Teatrului de Revistă a compus peste 200 de cântece de muzică ușoară, multe dintre ele devenind șlagăre. Recunoașterea valorii sale a venit nu doar din partea publicului, ci și a criticilor, el fiind laureat al mai multor importante premii muzicale. O viață de prietenie, de cântec, of și veselie, plus doi nebuni în meserie. Păi cum să nu mă fi înțeles cu Gicuță, zis Gică Petrescu. Actorul din septembrie a jucat în primul an după absolvire pe scena Naționalului Ieșan. Apoi a fost atras de scena Teatrului Odeon din Capitală, unde a făcut parte din această trupă mai bine de 35 de ani. Aveam atu de a cunoaște colectivul Ieșan. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.